să veniți mai în față un pic. Bună seara și bine ați venit. Am fost inspirat, iată că v-am chemat pe cei de la tuturat, pentru că riscam să fie salavat. Ce să fac? Prima carte pe care am citit-o, dar într-o ediție mai veche, nu cea de la Humanitas, unde acolo, la paralela scutare, 45 sau... A fost Ortodoxia. Ortodoxia... Ortodoxia la paralela 45-1999. Asta am și după aceea... Știam ediția de la paralela 45. Da, de la paralela... Asta am avut. Ortodoxia sau dreapta credință. Da. Cealaltă, o filozofie... Deci, Ortodoxia, o filozofie personală. De la Humanitas, nu știu în ce măsură o filozofie personală, nu știu... Putem vorbi despre asta. Putem vorbi despre asta. Putem vorbi și despre limbajul în care a fost tradusă la Humanitas această carte, Ortodoxia. Deci e prima carte pe care am citit-o din Chesterton. Nu știam prea multe. Și mi-am dat seama că am fost uimit de faptul că un autor occidental este atât de ortodox. De ce? Pentru că știam că este romano-catolic, chiar dacă a fost convertit mai târziu, adică el a devenit catolic mai târziu. Da, da. În 1922, aproape de sfârșitul vieții, s-a devenit catolic. Da, că a trăit până în 1936. Nu știam că are o operă atât de impresionantă. Și după aceea, preocuparea lui pentru teologia dogmatică, pentru Thomas d'Aquino, apoi pentru Francis d'Assisi, dar și preocuparea lui pentru ortodoxie, domnul Cătălin Sturza chiar spune la un moment dat, aici chiar v-am urmărit emisiunea la Trinitas cu Vasile Bănescu și domnul Virgil Nemoianu și m-a făcut și mai curios. De ce? Pentru că chiar dacă înainte de convertire, spuneți dumneavoastră, Chesterton a apărat pozițiile ortodoxe ale creștinismului. Iar una dintre cărțile sale fundamentale, intitulată Ortodoxie, este o apologie a raportării corecte la dogmele creștine fundamentale. Dogme respectate și urmate de cele două biserici apostolice, răsăritană și apuseană. Este o personalitate copleșitoare, dar în același timp, așa cum probabil cum am înțeles, o personalitate pitorescă, așa, adică un om înalt, 1,93 m, peste 100 și ceva de kilograme. Asta ați amintit aici, deci Bernașov, cred, este, nu? George Bernașov, da. I-au fost prieteni, dar în același timp... Au fost prieteni, dar s-au și duelat. S-au și duelat. În eseuri, în polemici, în presa. Da. Îi spunea George Bernașov, dacă te vede cineva, va crede că în Anglia este foamete. De ce? Pentru că... Era foarte corpulent. Da, la care George Bernașov a răspuns, și dacă te vede pe tine, atunci va ști că tu ai cauzat-o. Adică, unul era foarte slab, celălalt era foarte... Celălalt era opusul, da. Corpulent. Stan și Bran, așa da. Este o personalitate pe care, cred eu, merită să o cunoaștem, și repet, măcar să începem cu Ortodoxia și apoi vă dați seama că această carte care sunt, nu, constituie eseuri. Eseuri, da. Eseuri adunate într-un titlu, dacă Dumnezeu nu ar exista, mi se pare destul de provocatoare, să spunem așa. Deci, le mulțumim celor doi invitați pentru că au acceptat să ne vorbească în această seară despre despre acest autor pe care, sincer, nu-l cunoaștem sau îl cunoaștem prea puțin sau, așa cum a spus și dumneavoastră în emisiune, este păcat că o asemenea operă și un asemenea autor rămâne totuși necunoscut. Deci, domnul Cătălin Sturza și Ninel Gana, am să-i rog pe dumneavoastră să se prezinte așa, ca să
mă rog, o scurtă prezentare vă faceți fiecare ca să știm, de fapt, mulțumim pentru invitație. Eu o să mă prezint.